La Mangalia, cei doi adversari de afacere a lui Neamărin folosesc tehnici variate de a pune bețe în roate. Andrei a găsit un prilej perfect să lucreze concurența la moral. Gogule, ești bine? Ce faci? Băi, auzi? Vreau să vezi unde a adus Neamărin. Uite-mă! Uite-mă unde să mă! La țar muncesc. Nu ca noi, afacere de succes. Sigur, am vrut ca acest moment să fie savurat și de partenerul meu, de prietenul meu și colegul meu, Liviu. Dar și ce facem? Niște cocoloași așa? Așa, da. Da, pune aici și fă căpiță cu mine, Rubi. Așa? Ia uite-l, mă. Uite-l, mă, cum se chinuie, băi. Uitați-l, mă, și pe Liviu cum muncește, băi. Vă dați seama cum să ridici de la oraș, să ridici căpițe. Habar n-ai, făcuse un morman, un pătrat făcuse, că nu era. Era balot, nu era căpiță niciodată. Ori era o căpiță amețită sau leșinată. Wow, uite cât de puternică. Ia uite-o și pe Rubi, uite, băi. Nu știe nimeni ce profituri așa avem noi, mă. Nu știe nimeni. Andrei venise acolo clar pus pe demoralizare. Vezi că premiu de 2000 de euro Neamărinu ți-l dă, e vrăjeală. Vezi că nu muncești bine. Vezi că nu știi să mulci capra. Vezi că nu știi să mulci vaca. Vezi că nu știi să ții furca, bă. Vezi că până un alta eu n-am datorii. Ce cu ăștia aici pe capul nostru? Te pup, Neamărine, dorind. Da, doream. Neamărine, am o problemă. Ia uzi, mă, turnătorul, fii atent, ia. Ia vezi, mă, că e Neamărine. M-auzi, Neamărine? Zi. Uite, eram aici la fermă cu Rubi, am mulți capre, am mulți vaci, acum strângeam fânul ca niște oameni harnici ce suntem. Și în capul nostru, în continuu, stă Andrei pe video call cu Vârciu și ba fac mișto de noi, ba nu ne lasă să muncim, ba că afacerea lor șmecheră, că de ce nu ne angajăm la ei, că tu ne ții aici pe ochi frumoși muncim ca proști la... Și vrăjeală 2000 de euro care nu sunt. Că 2000 de euro e aici, că-s vrăjeală, că tu... Faci la vrăjeală, deci, în auzi, tu din când mă cunoști tu pe mine, crezi că pot eu să fiu vrăjitor? Neamărin, eu te cred Neamărin, mă, dar uite, auzi, Neamărin ce zice, fii atent. Țipă în continuu aici, pe dos. Tu fă-ți treaba și eu am grijă de voi, nu ei. Păi lasă-i cum pace, vezi de treabă. Și auzi că zice că cică pe concurenții trecuți ai păcălit cu banii. E, dacă tu crezi că eu sunt în stare de așa ceva... Bine, Neamărine, mergem pe cuvântul tău, da? Mergi pe mâna mea. Vă păcălește, băi! Nu mai munci, la noi! Hai că mai avem două căpițe, șternăm munca, venim acasă cu brânză și lapte. Bine, te pup, pa, pa. Vrăjeală, și vrăjeala aia lui, aia de securistă de pe vechi, aia. Eu acum de ce să vă mint, n-am vrut să o spun pentru că e prietenul meu, dar Dorian mă privea cu invidie. Când arunca fânul acolo, mă privea pe sub ochi așa, și zicea, Doamne, ce mi-aș dori să fiu ca el, Doamne, ce mi-aș dori, cum am nimerit-o la Neamărin, dar nu putea, că e și orgolios. Gata, Andrei? Vă doresc, da, plec, că mă duc, că am niște treabă. Hai să dau un nou, vină încoace. Un? Hai să dau un nou. Am ce mânca în seara asta, vă pup, fratele meu, vezi că, uite, nici și vorba asta aduce ceva. Bă, nu-i mult, dar nici puțin. Două ouă pe nimic, așa, doar pe papagal, e frumos, nu poți să zici. Brânză ai? Că eu mă întind. Acum mi-a zis un nou, acum vrei și brânză. Un nou și un pic de brânză, să văd cum e, să mostră, să știu dacă iau de aici. N-am muncit nimic și a ciupit și el trei felii de brânză, bine. Trei felii de brânză, un ou și o cană de lapte, înțelegi? Cred că să trăiască el, că n-avea ce mânca de foame și de puțin ce... Păi spă gaură, mă, Costă. Spă gaură cu restaurantul ăla. Ce să mănânci când tu ai datorii? Gata, doamnă, ajunge, nu? Da, ouăle, acum... Asta e ouăle, două? Două, că după aia ne obișnuim cu gustul și... Cine știe, facem prăpăt, deși... Două, nu, dar tu ai, când ai venit, ai lăudat, ce ai zis? Cash! Cash, business, afacere, tot, da, profit. Și eu ce fac acum? Corect. Acum doar așa de mostră, ca să duc să arăt la... Doar i-am spus că am cash și am luat două. Dacă scoteam, dacă n-am adus capul, măcar o să fac niște bani falși. Când mă mai duc acolo, doar îi scot din buzunar. Doamnă, eu am cash și am venit să iau. Și iau să sondez și mă întorc mâine. Să rămână, doamnă, dați-mi voie să vă pup. Să rămână. Să mai poftiți pe la noi, da. Poftim, sigur venim. Da? Sigur, da, da. Noi mai venim? Cu ce? Cu cașcavalul? Am luat Prada. Numărul de telefon, pentru că de fapt aici era. Ai prins-o? Asta era toată șmecheria asta. N-a pus mâna pe nimic, a plecat așa, ca a ieșit din cutie cum a venit. Noi am plecat în nămoliți. Așa multe chile, sunt 5. Doamnă, ne simțim flatați! Wow! La munca care ați făcut-o. Și ouă, aveți, doamnă? Da. Ce dragoste, română, mulțumim mult! Nu știu dacă știți, dar mai acum o săptămână a început postul de Ramadan. În fiecare seară se dă câte o masă de iftar. Iftar înseamnă un fel de coma. Cei mai înstăriți dau către cei apropiați și cei săraci. Fie la moschee, fie la un restaurant. Eu m-am gândit că ar fi frumos să facem masa de iftar, cum o dau eu miercuri seară, la geamie.
Ce, din ce constă toată treaba asta? Ce trebuie să facem? Se va face o masă, stabilim un meniu. Da. Îl preparăm aici, da. Dar în așa fel încât să... Să putem să-l ducem. ...preparate tătărești pe cât posibil. Trebuie să aduc bucătărea asta, dacă e la asta. Stai așa, stai așa un pic. Seinur e un om extraordinar. De când am venit noi aici, omul ăsta vine și consumă la mine restaurant. Și și-a dorit atât de mult să facă această acțiune și am zis, bă, vreau să iasă perfect. Eu trebuie să mă pun la studiu, nu, clar, nu să văd. Nu vă facem. Da, adică pentru mine e o mare plăcere să gătesc și mâncare tătărească, dar... O să avem 40 de persoane. Toți. Aha, 40 deci 40 de persoane. Eu aș vrea să pregătim, că nu ar putea să refuze nimeni, mă gândesc că la o ciorbă de cuia la grea. Aha, aia e ok. Și mă gândeam la niște pulpe de pui, nu întregi, fierte și introduse la cuptor. Așa sunt la noi la tot anul. Și cuscus specific rețetei noastre. Nimic nu era nou din meniul lor, doar cuscusul. El s-a oferit să ne ajute, adică să ne arate cum. Am făcut lista cu ce ne trebuie. Întorcându-mă la ponton, m-am oprit un pic și la amărăciune acolo. Să trăiești, la Marine! Câte ani? Una. Ce fac, bre, băiatule? Ce faci, mă? Ce fac, bre? Hai, mă? Tu ești băiat cu minte, nu? Nu ești băiatul ăla cu minte? Da, bre! Dar ce-ai căutat, mă, la ăla? Ce-ai făcut, mă, la ăla? La ce? Ce? Lui Dorian, mă. Ce-i zis, lui Dorian? Mă, ce mișto i-am făcut, bre. Ce-ai făcut? Și ce mișto i-am zis, să-i trag de mata, că e frumos, e că lucrează. Da? Și ce-ai zis? Că e ce-ai zis? 4.000. Așa? Așa ai zis? De ce mi-ai zis? De ce mi-ai zis așa? Adică și l-ai pus pe ăla să vorbească la telefon? L-ai pus pe ăla să vorbească la telefon să faci? Da, bea, da. Să-ți iei ceva pe pătălia asta? Stai, bebe, stai, bebe, un pic să zic. Deci am zis că îi dai 4.000. 4.000. Așa ai zis? Să-i dai cum le-ai dat și la el. A simțit mirosul, m-a văzut curat, îmbrăcat. Eu doar mersesem pe acolo un pic, m-a văzut Adidas și mie albi. Are boală pe Adidas și mie că sunt totdeauna albi. A încercat să mă calce pe picioare, am zis, bre, nu mai bine mă bați. Nu mă călca pe Adidas că, mă omori. Mă deprind total și nu mă devin mult timp de acum încolo. Nu, bre, să mă mai bine bate-mă, bre, mai bine dă cu pumn, nu, bre. M-a băgat înăuntru el să se laude. Cum e cel mai bine să îi fur tactica inamicului? Împrietenindu-te cu el. Stai la masă, vorbești cu el, ce faci, Neamărine, ce faci în seara asta? Mi-a zis că o să aibă muzică, că o să aibă una, că o să aibă alta. Mare petrecere, ce face el? Și eu am prins și am zis, ce pot să-i fac, nu, Neamărine? Pentru că nu poți să-l lași la o jumătate de oră, nu afli tot. Și am zis, vin și diseară, Neamărine. Vin și eu diseară să vă cum. Da, băiatule, vino tata, vino. Nu-i problemă, vii aici să vezi ce frumos ne distrăm. Haide încoace, ia uite-o, mă. Eu cu Rubi am stat atât de mult la fermă, încât am ajuns înapoi la restaurant la 8 fără 20. Adică aveam teoretic 20 de minute să ne schimbăm, să arătăm și noi a oameni, să mirosim a oameni mai întâi de toate. Într-o sferă de oră vă faceți o duci. Bă, n-ai cum, 20 de minute măcar. Hai, sus! Să ne curățăm noroi și alte chestii bălegari de sub unghii și să și facem frumos acolo încă 2-3 ore cât o ține petrecerea. A fost totul foarte, foarte din scurt. Și au început să vină clienții. Parcă a dat cineva cu tunul alarmă, așa au venit, masiv. Au venit primii 15 la masă, la prima masă. Următorii la a doua masă, s-au dus sus. Nu știu unde mă pune Neamărin, sper să nu fiu la etaj. Dacă mă pune la etaj, cum am decis să mă îmbrac cu tocuri, nu pot să zic cât de obositor va fi. Voi amândoi mergeți sus și vedeți cum vă împărțiți cu mesele. Okay. Da, vezi că trebuie să luați cu mese. N-am scăpat de scară, dar mie mi-e cam frică, pentru că voi face ceea ce n-am făcut niciodată, să fiu ospătar. Aripioare? Două salate cezar? Două prăjite cu mere și miezată. Da, poftiți! Alături? Suntem aici. Aveți așa comandă? De mâncare? De mâncare, da. De sus până în jos, practic, uiți ce ți se cere să aduci. Avem o comandă aici, doamnelor. O altă comandă? Aha, stai să vezi, da. Acum, welcome, mamă, asta. Ea nu înțelegea nimic ce e acolo. Nu, că punem așa și facem fine dining. Măi, domnișoară, uită de fine dining. Că zic, când o să-ți vină comenzi, nu există, Marlena, che, no. Cum zice ea, be? Zice, are o vorbă pe spaniolă. Bale. Bale, bale. Nu nebunii cu bale, deci m-a nebunit și pe mine cu bale. Bale, 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 m-a nebunit. Angi, trezește-te la realitate că va fi crunt. Măi, nici nu mă așteptam să avem restaurantul plin din prima seară. A fost pentru mine, like,
cum să spun, eu am trăit epifania aia supremă. Aici ai băuturile. Bun. Și încep să iei comandă. Deci aia e masa ta și cu aia de acolo. Și aici ai daul lui. Deci asta e masa mea, da? Aia așa, da. Gata? Bună seara. Sărut mâna. Bună seara și bine v-am găsit. Două salchițe. Ce da? Caesar, da? Mamă, mamă, ce iure și a fost. Vezi aici că am la ultimele două salate de icre, două bruschete cu roșii și două aripioare cu corpanele. Eu cred și fără nicio treabă, unul din voi să vină să ne ajute, serios, nu facem față. Cum facem? Marlena, ascultă-mă, organizează-te că facem față. Scoatem comenzile după cum vin, dar nu lua toate odată. Păi să aștepte că stă... Ca de obicei, a fost din nou o nebunie și un haos. Și moldoveanca mea. Vai de mine, vai de mine, vai, eu nu mai am capiruț, vai de mine, nu mai am coleșăță. Vai, că m-au disperat, a crezut că-i șomor pe tăți, a crezut că le-a făcut un jugular așa. Ei nu vin după mâncare. Ia uzi. Sună la clopotul și a, haideți după mâncare, Edi, Rona, Rubi. Cine are? Cine? Ale cui? Da. Ale cui sunt astea? Edi trebuie să-și ducă neapărat ăla că îi se topește da. Ghețata. Da? Și asta e. Auzi, ajută aici, Edi. Ce sala nașule? Duci, plăcinte, da. Nu cred că-s la mine. Întreabă pe Rona. Rona, ai plăcinte? Plăcinte? Nu. E, și acum a început circul, fraților. Și dă-i firul înapoi, cum sunt comenzile luate, cum sunt bonurile puse, pa. Bă, băiatul, era așa de mare vacarmul, că nu se mai înțelegea om cu persoană. Nu știai care comandă, ce comandă. Astea ale cui sunt? Al lui Edi. Precis? Da. Edi, salată, plăcintă cu mere, da. Edi? Edi, la masa 32. Da. La masa 32? Plăcintă cu mere și înghețată. Edi, da. La masa 32, unde ai avut salate, ai plăcintă cu mere. Te ajut eu. Hai că merg eu după tine. Hai. Doamne, Edi, un dezastru. Rubi și mai dezastru, Rona. Mă, de mândră am nenunia. O porție de bruschete, o porție de aripioare, plus cartofi. Să moară Jaxana, mă! Încetinești și situația mea acum! John, am trăit gen un fel de știi ce trăiești în Asia Express când nu mănânci, te întorci acasă și apreciezi mâncarea mai mult? Așa a fost în seara asta cu ospătarii, deci despre ce vorbim? Nu mi-ai adus acum? Cu ce iau gheața? Unde mi-e mâncarea? Am luat copănele în aripioare? Deci foarte greu, extrem de greu. Simplu, bun. Spuneți. Eu sunt fan Dorian Popa și am venit sincer să-l văd în mod special pe el. Arată la fel de bine ca la televizor. Asta s-a luat Dorian? Tot? Dorian, tot? Toate? Câte are? Câte? Două salate și aripile. Da. Dacă ei s-au încurcat, eu se încurc și mai rău. Și m-am dus la bucătărie eu și am luat două farfurii. Dorian, asta-s tale tare. Nu știu, Neamarine, nu știu. Nu mă încurca, nu, uite, ți le las aici. Dorian, asta-s tale tale, le duc aici. Știți? Da, da, trebuie să servesc imediat. Care, știți? Caesar la doamne. Da, și ți-a aduc mea așa la... Și uite, la fiecare așa le-am dus. S-o hărnișit el, doar așa, fără, hai să le duc eu, le-a dus la alte mese și nu mai ieșit comenzile. Astea sunt ale tale. Astea sunt, da. Ia vezi. Copănelele. Întreabă. Copănele. Nu mai știu unde sunt. Nu erau la dumneavoastră. Lasă-i, mă, lasă-i. Rona. Aici, cu copănelele și cu... Eu acum înțeleg de ce ospătarii sunt stresați uneori. Toată lumea trage de ei. Deci, eu am fost ospătar, uite, o seară și mi-e suficient pe toată viața mea, deci dacă nu mai vreau să fiu ospătar niciodată, ever. Nu pot să cred, n-au venit salatele la voi? Nu. S-au dus în altă parte. Bune? Mi-a furat cineva salatele și mi-a dat plăcintă în locul lor. Nu, doamnă, eu nu v-am adus nimic. Neamărin s-a băgat în treaba mea. Și a adus farfurii fără voia mea. Eu nu aș fi încurcat nimic, cum nu am încurcat nici până acum. Băi, du-te și descurcă. Descurcă deci să moară Jaxana dacă te mai faci în mâncarea mea, du-te. Că ai servit prost. Nu! Ba da, ai supărat-o pe doamnă. Păi nu am supărat-o eu. Ai servit prost. Să vezi ce ai comandat acum. Hai că te da, păi ai. De ce nu sunt mă tacâmuri pe masă? Kellerul pune tacâm în timp ce aduce mâncarea? De ce n-ai pus tu tacâmuri, dar normal? Între timp v-ați mai medicis pentru altceva? Da, aolo, da. Adică îmi dau seama că un adevărat ospătar
Când îi se comandă ceva, deja urcă cu niște tacâmuri. Eu credeam că e gata ca la nuntă, totul este dresat și când masa e pusă cu felurile de mâncare, nu, e paralelă, total paralelă. Doamne! Te uite, nu mai stă părul deloc de la vântul ăsta. M-am pregătit mental și fizic, că trebuie să te pregătești și fizic când te duci la Neamărin, că ți-o iei. Și am zis, tu mi-am zis în minte. Hai, hai să-i stricăm pe trece. Păi el. Ce pot să fac mai bine de atât decât să mă duc la Neamărin la petrecere și să-i stric efectiv petrecerea? Uită-te! Cine? Cum adică? Voi vă debarasați singur? Serios? Ce faceți, mă? Duceți voi sus! Ronald, la un moment dat, a obosit, pentru că a venit cu tocuri de 10-12 centimetri. Din fericire, câțiva din clienți m-au ajutat. Rona, au început clienții să debaraseze? Da, uite, da. Ne ajută la debarasate, bine. Mersi. Plăcere. Sunt o doamnă, dragă, sunt o doamnă. L-ați văzut pe Neamărin? Da. Unde e? Înăuntru, ai grijă. Am intrat și am văzut, mă, niște oameni care, deși erau la o petrecere, erau triști. Eu am avut impresia că s-a întors iar cu parastasul. Știi că el face și parastas acolo. Toată lumea stătea la mese cu minte și așteptau. Nu știu ce așteptau, cum așteptau pe mine. Unde stă 80 de oameni în Neamărine? Abia au venit 15. Ce cauți aici? Ce cauți tu aici? Ce cauți aici? Ce cauți aici? Ce cauți aici? Nu, la cărciumă la tine. La tine la cărciumă. La cărciumă ta. La cărciumă. La cărciumă la tine. Zice, mă. Doar te rog să zic. Ai zis așa că 80 de persoane unde sunt? Da? Număr. 2, 4, 6, 10 aici. 14, 18, 19. Vine cu aia? 19, măi. 19. 80. A început să mă bată, bineînțeles, că el nu suportă adevărul. La el când dă ochii în ochi cu tine, nu trebuie să faci nimic. Trebuie să te ia la măcel. Sus, să vezi. Sus și numără. Numără, sus și numără. Numără, să vedem cât sunt. 5, 6, 7, încă 3. Dar numără. Numără. 20. Andrei este nelipsit. Păi te crezi și eu. Cum să nu vii la petrecere la noi? Cum să nu vii la noi când muncim? Când tu ești singur, fiindcă asociat tău, nici s-a trezit să vină la muncă. De munci n-ai ce să muncești, că n-ai bani, clienți, nici atât. Ce să facă? Taie frunză la câini, vine pe la noi. 80, 84, 95. Mamă, da, vrei, ai avut dreptate. Ai văzut? Cuvântul meu. De când sunt aici de 3 săptămâni, în nebunie, n-a fost niciodată. Simpangii. Veniți repede că sărăcește mâncarea asta. E obsedată ca mâncarea să ajungă la clienți caldă. Păi ăștia nu-i interesează că ajunge caldă, că ajunge rece. E vai mama lor. Mi-a încurcat-o, nu, n-am înțeles. Măi, nu înțeleg de ce trebuie să bage Neamărin pe comanda mea, nu înțeleg de ce îi le dați lui Neamărin în primul rând. Ți le duce pentru că erau cu o părere de jumătate. Dar caută el aici să ia comanda mea în mână, nu înțeleg, că mi-a amețit comanda, mi-a supărat oamenii la masă. Ți se răcește mâncarea, de ce facem noi mâncarea? Păi să vine să mă cheme pe mine, măi, vezi că ți-e mâncarea gata. Dorian, a stat o jumătate ceasă așa, Dorian! Fetele erau extrem de tensionate în bucătărie. Îmi dădeau comandă, le era gata comanda, eu mă străduiam să le fac comanda, să le ducă repede, să le ducă caldă la oameni. Și după 45 de minute vine Rubi. Am și eu comandă, fetelor! După ce 45 de minute băteam în clopotul și haida! Mai știe cineva cine are bruschete? Așa. Bruschete icre? Tacâmuri? Și tacâmuri vreți? Fetelor, deci fiți atente! E foarte important ce vreau să vă zic. În câteva zile, nu știm încă câte, pot fi două, pot fi 220, dar foarte curând, deschidem pe ponton terasă. Liviu și Andrei, nu mai stați aici, cocioabă! Băi, știi care e faza? Am început direct cu 6 mese, prima mea experiență 6 odată și le-am încurcat. Și mă oftic, că știu cum fac eu când mi-e foame. Fiecare. Farfurii am scus la 15 minute. Cel târziu la 15 minute de asta, stătea acolo 40 de minute, apoi venea unul și lua farfuria și celuilalt, o dușea și celălalt vine și zicea, unde mi-e să... De ce țelele mele și deja țalile tale, pot du-te și țelecate, că eu ți le-am scus, am fost 40 de minute. Și așa striga la tine, hai după mâncare! Ce frig e la Neamărin sus, n-a stat nici dacă m-ar plăti, bă, nene, bă. Aici la mine pe ponton, e mai jos un pic, e atmosferă frumoasă. Unde te duci? M-aș bucura ca Andrei să fi învățat ceva din seara aceasta. A venit momentul.
momentul să facem și show, ceea ce știm noi de fapt să facem. Când s-a dezbrăcat Dorian, m-au luat căldurile, emoțiile. Normal că atunci când văd doamne și domnișoare lângă mine mă simt bine, pentru că sunt bărbat, e logic.